We'll you Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție de sport, Arena la zi live pe Metropola TV. E vineri și se simte în sufragerie la noi. Astăzi vorbim despre etapa de Superliga care urmează, în formula aproape completă, să spunem așa. Bunii, dragi mei colegi, prieteni, nu știu cum să-i mai laud, Ionuț Florea, Liviu Ganea și proaspăt întors din vacanță, dar ce am vargă. Bună seara! Bună, colega! Se vede, nu cine întorzi în vacanță, are altă, altă culoare. A, să știi că adevărul frai rău eu că trebuie să menționez că comparativ cu noi ceilalți e colorizat mai bine. Bon, de la bon, colegii bon. din regie, ei te-au ajutat. Fondul -te de mai bun. Eu vin cu el de acasă. E din ala franțuzesc de este da, da. ești obișnuit tu să cumperi? Da, da. <laughs> oh. Eu nu știu ce faci, că bine, te -am, la mulți ani ți-am mai zis. <laughs> bine te-am regăsit suntem în așteptarea etapei care debutează chiar la această oră, etapa cu numărul 24 din Superliga, cea despre care vom discuta astăzi. În completarea a ceea ce am discutat ieri. Da, acum la ora 17, FC Botoșan și Poliaș. Dacă intervine vreo schimbare în puținele minute pe care le avem noi, o să anunțăm. Nu țip, nu țip. Deci să nu zici să țip, că nu țip. Uh, și vorbim despre celelalte partide, pentru că ieri am discutat doar de două dintre ele, pentru că am văzut uh, conferința de presă lui Nicolae Edică. Și, uh, ce să zic, să începem cu prima partidă, cu Petrolul Ploiești și CFR, CFR Cluj. Petrolul care se poate apropia vertiginos de un loc de play-off și are nevoie de puncte, CFR trebuie să reducă din distanța cu FCSB. Și mi-am zis toate cuvintele cu tot aerul pe care l-am avut, start. Start, joc. Dai drumul, Ionuț. Că... A trebuit câte, tu. Că, câte, una, câte una până în fula taxatoare. mai odihnit și bănuiesc că în Thailand ai avut semnal de satelit, nu? Dar ce mă, se văd meciurile pe internet acum, ce mai... Da, dar era am alt fusorar, nu mână, tot acolo? Da, dar nu e problemă. Te trezeai la Sunt 5 a... să vezi Superliga, cum era acolo? Zici ce ai de la acest meci? Sincer, Chiar aș vrea să văd pe CFR-ul la, la, treabă, cu noul antrenor. Sincer, pe mine, primul meci cu adimutul, nu m am mulțumit. Dacă ne aducem aminte, diferența a făcut o gravă eroare de a jucătorului Carna, dacă nu mă înșel, nu? Acel aut bătut, nu știu unde a vrut să... Premieră în fotbalul românesc, premi... ca o echipă să marcheze dintr-un aut al adversarului. Al Ad adversarului, da dacă nu reușeau acel gol norocos, eu zic că aveau un meci foarte greu împotriva celor de la voluntari. Acum sunt curios împotriva celor de la petrolul, cum o să se, cum o să se descurce. E clar că au neapărat nevoie de victorie pentru a se apropia de FCSB. De partea cealaltă, cum a spus și colega noastră, Alice, petrolul, cred că obiectivul lor este și cred că nu numai al lor. Ca să stea liniștiți în, în play-off, da? să intri în primele șase. O să fie un meci apric discutat. Adică nu văd, n-aș da o favorită, sincer. Văzându-l pe Adi Mutu, ce a jucat la rapid în sezonul trecut, te să rămână fidel la aceleași filozofii de joc? Sau are o echipă mai puternică la Cluj și va încerca, având aceste carte în spate de 11 puncte, să schimbe filozofia de joc și să joace ofensiv? Eu cred că în momentul de față CFR-ul, dacă facem așa o balanță față de anul trecut, echipa Rapidului, eu cred că CFR-ul este peste Rapid. Are mai multe soluții. Are mai multe soluții, da. Iar la CFR, e greu să cred. Chiar dacă nu are un obiectiv, am citit declarația lui Adi și a spus că nu are un obiectiv, dar știm cu toții că la CFR campionatul este obiectivul. Așa că să-ți răspund și la întrebarea ta, nu cred că l-ar ajuta acel, acel sistem de joc pe care l-a avut anul trecut la rapid. Pentru că e un paradox aici, Alice, și o să-l întrebi și pe Liviu cum vede acest lucru. El, în momentul în care se pregătea să plece de la rapid... A apărut în presă informația că a ieșit un mic, scurt circuit cu conducerea pentru că se dorea trecerea de la sistemul cu patru fundași la sistemul cu trei fundași centrali și automat să joci în cinci pe faza defensivă. S-a dus la CFR Cluj, unde CFR juca cu trei fundași centrali și ce face Liviu în primul meu meci? Schimbă în patru. Și automat atunci care e mutul? Vrea să joace cu trei pe fund păi, la no, rapid? Păi în funcție și de echipă, pentru că dacă CFR-ul n-a mai jucat în trei pe fund, îți dau un exemplu de pe vremea lui, nu știu că... Când... A jucat cu mandorlini, asta juca. Juca cu trei pe fund. Păi da, dar păi da, dar Mutu, el, ok, nu știu dacă va juca cu tine. Eu să zic sincer, eu, sistemul în care a funcționat, păi ți, ți se pare că ce vreau a funcționat cu Mandolini. Nu, dar el voia să implementeze la rapid cu trei. Bine, n-avem de unde la... să schimb astea, Ionuța. Da, astea sunt doar niște la nivel declarații. De Într-adevăr, de de dar pres, cred că tot mai tot multe 4. surse care au confirmat mie că... mi-e greu, mi greu să cred că cei din conducerea rapidului n-ar fi fost mulțumiți că Adi Mutu ar fi vrut să schimbe sistemul. Ce înseamnă când joci în 3 De cele mai multe ori este catalogat că ți-e frică și joci defensiv. <coughs> nu e adevărat. Asta știm și noi, că de fapt nu sistemul face neapărat curajul unei echipe sau frica. Dar foarte mulți oameni din Mie afara e... fotbalului consideră că odată ce te betonezi cu trei, înseamnă că ți-e frică să fii tu la conducerea jocului. Nu, să fii mai stăpân în apărare. Dar și pe faza de atac? Da. Da, că, Nu? cu, benzine, cu trei, dacă da. ai niște benzii asta care e. știu e. să joace acolo... Adică domin în părerea mea mijlocul terenului. Nu? Că ai faci cinci la mijlocul terenului. De asta spun, adică... Nu. Dar mie, sincer, mie mi-a plăcut. Mie mi-a plăcut cum a jucat CFR-ul cu trei. Cu nu le-a ieșit, dar... Ei au probleme la mijloc în sus. că Sunt o echipă lentă, nu exact. i-am mai vorbit de lucrul acesta. Și, mai și în este... continuare, dacă mă întreb pe mine... Și gândește că vor să-l vândă pe o tele, singurul care are două viteze, în afară de prima, care, cu care pleci de pe loc. El mai are și doi și trei. Dacă îl vinde pe hotel, mi se pare că CFR devine echipă de... Uh hai să nu spun, Old Boys, dar devine o echipă extrem de lentă. Și va fi greu să recupereze aceste card bazându-te doar pe joc pozițional și fază fixă. Îmi pare rău să vă stric distracția e. și chimia care s-a recreat între, între, voi acum, dar trebuie să trecem la următoarea partidă, că tot eu să tot cu Mai nu. Deci, da, țipam în urechea ta dacă era, că oricum. Bun, hai să trecem mai departe, rapid, București și Oțelul Galați. Mâine de la ora de la ora 20, Știm foarte bine că cei de la Rapid și au pus ceva obiective foarte clare pentru anul acesta. Le-au transferat de la un sezon la celălalt, să zicem așa. Și o țelul care oțelul tot cu care rezultate pierdut, de egalitate, care -a pierdut, dar nu pierde, exact. O Oțelul și Rapidul care vine după un meci chiar dacă o câștigat cu Dinamo un meci slab, făcut de Rapid. E cred că este cel mai cel mai slab meci din acest campionat, nu știu slab, dacă au, au fost... Foarte slab, adică chiar nu meritau să câștige cu la așa cum, cum s-a jucat. Pare că și... au mai jucat slab la Botoșan, dacă nu mă înșel la început, nu? Rău, și abia. Sunt convins că vor avea un meci foarte greu și cu cu oțelul, chiar dacă joacă acasă. Și mie uh, nu aș vedea un meci frumos, sincer. Adică aș vedea un oțelul, să văd pe două linii, uh, o poziționare foarte bună în teren, uh, pe faza defensivă dublaj, triplaj, să știi. Mm. <laughs> Iar uh, să joace pe, pe contraatac. Mi-e greu să cred că ar putea Oțelul Gala sau Dorinel Munteanu să-și uh, pună echipa în așa fel încât să meargă într-un pressing agresiv, să... E, el face asta la începutul meciului, încearcă așa un pressing un... agresiv, să, să nu-i lasă să iasă un pic să, de acolo. Exact, să... de început de joc să... Dar oricum, cred că o să aibă un meci greu, rapid, dacă nu dacă nu joacă bă, mult mai bine pentru că le lipsește lucrul ăsta, o să aibă un meci foarte greu ca să rapidu cu Galațiu. Uite, Demrădulescu în filmul Gaudeamus Igitus spune la un moment dat cifrele au ucis sensibilitatea omului modern. Eu mă întorc la cifre pentru că știu că îi plac foarte mult prietenul meu Dacian și este un aspect interesant la această partidă, Alice, în, în sensul în care se întâlnesc două formații, una oțelul care a luat 12 din 23 de goluri după minutul 75, Ceea ce înseamnă că, la un moment dat, echipa aceasta, care este foarte bine pregătită fizic, cade sau are o problemă să gestioneze ultimul sfert, împotriva unei echipe rapid care, în acest an, 2024. Cam 4 mai multe din 6 goluri. goluri marcate a reușit să le marcheze pe finalul partidei după minutul 75. Deci va fi o dispută extrem de interesantă. Ce simbioză simpatică între cele două. vor gestiona exact cei doi antrenori. Unul vine foarte bine din spate și tratează meciurile până în ultimul minut, iar o altă formație care ne-a obișnuit cu un randament fizic extrem de bun, pare că după minutul 75 are o problemă să țină de rezultat. Rapid întotdeauna am spus-o și o să mențin părerea, în Giulești, când joacă, este favorită cu orice echipă din Superliga. Datorită susținerii suporterilor și Ce evidență... atmosferă se creează acolo, da. Exact. A ceea ce se Poate să se pierdă separat. cu oricine, Dar s-a întâmplat și... S-a și întâmplat. Dar tu i-ai vedea pe oțelul să se ducă să, no. să, să, joace, la, no. să joace în Giulești? No. Nu. Nu. Primul pleacă. În primul rând, în tur s-a terminat 0-0. Deci, dacă se termină 0-0-1-0, nu m-ar mira să vedem un astfel de. Asta mi-e greu să cred că vă. Bine, de obicei, când joacă oțelul, nu vedem multe goluri. Și mai este un aspect, Rapid vine după două meciuri în care nu a jucat ce trebuie să joace Alice. Și există un semnal de alarmă pe care l-a tras și conducerea Rapidului, pe care l-a tras și Cristiano Bergodi, și mă aștept să vă văd mai bună organizare. Nu mai văd să ia trei goluri cum a luat cu FCU Craiova. Nu mă mai aștept să ia gol, cum a luat cu Dinamo. Mă aștept să văd o echipă compactă, ușor italienească și dacă va marca prima, să țină de rezultat până pe final. Întrebarea e dacă poți să joci jules italienesc cu stadionul de plin. Cred că importantul momentul de față este rezultatul, Liviu, pentru că sunt 11 puncte față nu, de FCSB. Nu, nu e doar rezultatul, pentru că gândește-te, ei au câștigat Craiova, da? Au da. bătut pe Dinamo. Deci au avut rezultat. Dar ambele jocuri au fost, din punct de vedere al a ceea ce s-a întâmplat în teren a fost foarte slab pentru Rapid. Au jucat proști și cu Craiova, au jucat proști și cu Dinamo. Dacă se urmează, urmează și încă un meci acasă cu Oțelul, cu o echipă care nu poți să spui că o echipă care se a, bate să că cu și, și obiectivul alea celor la de la Oțelul este accederea în primele șase. Da, dar sunt probleme mari -au acolo. probleme neplătiți, săraci. Păi uite-te, cu probleme, neprobleme, ajungi în primele șase automat. Și banii o să, o să, o să, o să vină mai mulți. Da? Contează foarte mult orice loc în plus. Absolut, din punctul ăsta de vedere, da. Dar eu mă gândeam, în condițiile în care faci un semi-eșec acasă, Liviu, se strică atmosfera, în condițiile în care FCSV se poate, deși are și ea un adversar o, greu, distanța la 13. Publicul 10%. din Giulești este foarte sensibil și acolo suporteri, ok, Nu sensibil, câștigat. pretențios. Și cred pretențios, că pretențios. Și. Că ai avut, ai avut meciurile astea în care rapid n-a arătat ce trebuia să arate pentru că s-au făcut investiții, nu? S-au adus jucători. Sau că se fac. Jucători, am văzut că și acum a luat un bani, jucător nu, de 19 ani, nu? da, vultură. Teoretic, vulturar. rapid trebuie să arate altfel. Și cumva, cred că această presiune este cumva să se ducă și pe... peste oțelul să-i sufoce de la început? Așa? Da, eu nu știu așa dacă așa îi sufocă, dar Bergodia trebuie să arate cumva. Echipa cu bergodi la concert trebuie să arate al fotbal. Rapidul, dacă nu știu, Bărgodi vrea să aibă viața Eu sincer rapid. așa văd această partidă. Mai ales primele 20 de minute, rapidul, sufocând adversarul, pus mare presiune pe, pe, adversar, stat numai în jumătatea adversă de teren, un pressing agresiv, scos lovituri libere, cornere. Eu unul sincer așa... Așa, așa, așa te și cum va arăta primul 11, pentru că Rapid a suferit atât timp când nu l-a avut pe Funșo. Mm. În momentul în care a intrat Funșo și cu Craiova și cu Dinamo, Explozia a crescut pe partea dreaptă și exact. Viteza a dat viteză jocului, Mi s-a părut ciudat că a fost rezervă. Poate altele au fost uh, socoterile făcute de către Bergo din împreună cu staful său. Dacă nu mai aveți nicio completare și poți să trec mai departe, mi se pare așa sunt <laughs> uh, ușor stingere, ca să zic. Dacă vrei să <laughs> Dar îți dau și casca și... Da, la cască, o dau jos din urechi. Da, nu să vorbească, șefa să vorbească acolo. Ah, firar, da. De când ne promite că moderează și el o emisiune Alice? Fă o surpriză într-o zi să dea cadru direct. Într-o zi sau acum? Acum mai târziu că ei știe ce o să faci. Dar într-o zi când îl vezi acolo să înceapă emisiunea cu cadru pe el. Ah. Da, -ai -a... cred -a... că mai făcut asta o dată. Mai de mult. N-a fost era așa luat mai... luat. Când pe... era mai tineri. Când erai tânăr tu. Că eu am rămas tânără, tu schimbi prefixul anul ăsta. Așa. <laughs> Scuze, 10. Ucluj și Uta Arad, care se întâlnesc duminică de la ora 13. Ucluj care trebuie să recupereze din punctele pierdute. Știm bine că au câteva obiective trasate mai clar, mai după perdea, dar se simt. Și se simt de o altă presiune. Sunt două obiective. Uta Arad, salvarea de la retrogradare, iar Universitatea Cluj să intre în primele șase. Clar. Știi că este un meci foarte echilibrat. Chiar dacă, așa, ne uităm prima oară, i-am dat da favorit pe cei de la Universitatea Cluj, în cont că joacă acasă. E și UTA, să vedem dacă confirmă jocul jocul de acasă, făcut cu Sepsi. Asta am spus. De asta îl o, o, vă, văd un meci echilibrat. Mai ales după meciul făcut de acasă, un meci bun făcut împotriva celor de la Sepsi, câștigat. Eu cred că este un meci echilibrat. Nu. Nu aș cred de a... O mare, mai mare presiune pe cei de la Ocluș, pentru că am auzit multe păreri că echipa are deja cumva salariile și pretențiile care s-au vehiculat la, la, U pentru play-off. Dar eu U. cred că este asta. Adică da, la cei jucători și cred că se simte cumva presiunea asta din partea tuturor care sunt pe lângă echipă. Că sunt, nu știu, că e antrenor, că e din conducere, cam toată lumea se gândește, domne, merităm, adică ar, trebui, ar cam trebui să fim primele șase la ce investiții au făcut. Și eu sunt de acord. Pentru că, repet, chiar au fost investiții. Și dacă nu atinge play-off acesta, ce faci cu investițiile acestea? Le tai anul viitor? Reduci plafonul salarial? Pentru că da, atunci nu, buget, mai justific. Nu știu bugetul celor de la Universitatea Cluj. să că cu salarii de 10.000, de 12.000? Da, da. da u, e da. susținută de autoritățile locale. Am înțeles, dar asta înseamnă o risipă de geaba banilor. Păi dacă e să intrăm în discuția asta, nu. toate care dar, finanțate de, <laughs> de... Nimeni nu se dorește, locale... totuși, performanța acolo. Tu te referi la faptul că sunt sume un pic mai mari exact. decât în mod Tocmai obișnuit, de aceea s-a ridicat că... acest plafon păi, ca să facă același... și un pas înainte. Dacă... Păi da, dar nu ai păi... certitudine că dacă ridici plafonul exact. automat Sau și intri pui în primele o șase. Să fie asta imediat. Și de ce dau salarii de 12.000 ca să termin pe 10? Nu, că își doresc să intre în primii șase. Își doresc să intre în primii dar nu garantează nimeni Boromboi a băgat milioane de euro să câștige campionatul, să nu a reușit odată. Nu-ți garantează nimeni chestia asta. E... Eu cred că anul ăsta, sincer, în acest campionat, eu îi văd pe Universitatea Cluj să... Eu mențin primele părerea șase. că rămâne același play ca anul trecut. Pentru că te uiți la Universitatea Cluj de aceea și noi am mai discutat. Este o echipă cu experiență care nu are voie să joace o etapă bine și apoi să iese la o... ea să pierd. Care nu poate nu să trei meciuri ca lumea. Bați, Constanța. Exact, are exact. Constanță. Bați acasă, revii foarte bine, te ești la ea și nu tragi un pe poartă. Era fric. Poți cu Era astfel fric. de oscilații să intri în play-off? Normal că nu. O echipă, eu știu cum e, și când joci prost, că dacă o jucat prost la ea... Exact, și... mă, că măcar nu pleci invins de acolo. Bine, dacă să, să analizăm așa meciul și nici așa Cred că un rezultat dacă nu dă acolo. Exact. La... la... Mă rog, nu se termină Fotbalul da. e făcut din momente, Liviu, și până la urmă știi cum e, jocul greșeală așteaptă. Dar da, da dar cum Cluș. este un moment foarte bun pentru cei de la U da, să-și recupereze punctele pierdute. Ținând cont că joacă acasă, da. împotriva celor de la Puta nu arată bine Puta. Noi am mai discutat lucrul acesta. Are probleme când părăsește propriul fief deși vine după o victorie importantă împotriva lui Sepsi. Și o victorie cu Și pe joc. cazii. Exact. Pe Și joc, pe joc o victorie da. norocoasă. Goluri? Vedem, Dacian, că știu că tu mereu spui. <laughs> Vreau să vedem goluri. Te găsești acasă partida, că e mai la prânz. <laughs> <laughs> Stai ai seama, făcut toate tăi. actele care ai revenit în țară, să nu pleca pe un neam. Și la fiecare meci îmi doresc să văd Stai. multe goluri, da pentru că E frumos să vezi o partidă activă, să nu vedem sub... o moleșeală așa, să... Te-au dar... citat, să știi că de asta te-aș întrebat, că și Cristi, în momentul în care mai era așa într-un impas, de ce să, ce să spună... Să... Uh, cum ar spune colegul meu, Dacian, uh, o partidă cu multe goluri. Nu, da, pentru că, repet, pentru că toți care ne uităm fața televizorului, ne dorim să vedem faze frumoase, să vedem goluri, să vedem niște faze lucrate, să... Așa, dacă ne-am uitat, și ar fi un 0-0 plictisitor? La toată lumea? Da, totuși îmi doresc să, să văd. Să văd goluri, și cred că Universitatea Cluj o să spele rușinea de etapa trecută. Asta este părerea mea. Ținând cont că joacă acasă. Sunt curios de Rednic că cred că vor încerca și ei să joace fotbal, și UTA, în general, l a încercat, chiar și când a jucat cu CSB-ul, nu le-a ieșit și au luat goluri, asta e altceva. Dar cred că și ei vor încerca să iasă un pic la joc, pentru că și Rednic nu are nimic de pierdut. Că, până la urmă, să te duci la U, să joci pentru un punct nu prea te ajută cu nimic. Adică, cumva, îi văci pe ei ieșind la joc, și și Nici nu văd, să pe arate un alt fotbal. văd pe domnul Rednic să facă în așa fel încât să facă echipa să se pună pe două linii. Nu, nu. Adică nu e poate, genul nu de, poate să, asta am spus, să e genul și de și antrenor care. care se duce să joace, da? Indiferent. Ok, că odată dată iese, altă dată nu iese, dar eu cred că la, la Cluj o să, o să meargă să, să atace, să marcheze, chiar să se întoarcă cu, cu trei puncte. Asta este părerea mea. Nu e o diferență atât de mare, adică o Cluj are 32 de puncte, iar mai apoi Sepsi, care este pe loc de play în momentul de față, are 33. Deci... Asta am spus, adică Obiectivul E clar că obiectivul celor de la Cluj, după investițiile făcute sunt uh, clasarea în primele șase a, Au fost câteva nuanțe la începutul sezonului, în momentul în care au dat ceva declarații vis-a-vis -vis de schimbările financiare, care sunt că cumva se pune un pic de presiune pentru performanță, dar uh, da, nu poți, bă, nu ales, poți să nu. spui... Nu poți să bagi bani să zici că avem bugetul anul ăsta 6-7 Și puteți milioane, să faceți ce vreți. Ce... Nu, nu să zic că Sau... ne salvăm de retrogradare, și e bine. Evident. <laughs> Merge bagi bani, trebuie să vină și pretențiile și e normal să fie. Da, e un oraș care până la urmă finanțează toate sporturile, finanțează tot ce e plăcut, să zicem așa. nivelul că... de trai pe măsură acolo, Alice. E, și atunci tu ce tot zici? Extrem de scump. Asta vreau să spun. <gri> păi zic. stai puțin, că nu-i normal să le dea băieților o să ora niște salarii stai mai cazuri, mari. vă știți cât e chiria acolo? O nostru Dacian stătea la Vaslui, era cazat la Iași. Ia să-i mute la Someș, să-i mute mai aproape. Trebuie să stea în capitală? În capitală, mă rog, în centrul orașului? Prietenul ăsta ce cum stătea la ea și la mol când jucă la Vaslui? Tot așa, că era mai... La el era invers. Vas lui era prea ieftin pentru pretențiile lui. Nu? Dar Te cea... atacă puțin, bagă bățul prin garda tău, nu știu ce să zic. Îl las, -o, mai las o săptămână. <laughs> Să-i treacă bronzul Să-i intru el, nu-l las așa cu colegul meu pe Ionuț. Mai o așteptam să vă adaptați ceva mai, mai repede. Pare așa că... Ne-a fost dor de el și acum încercăm da, să... Dar vorbește numele tău ce ne-a fost. Se pare că eu cu Liviu am zis ceva? Da, știi, când e el, e o pată de culoare în emisiune. Acum la propriu. <laughs> Aoleu, a, da. Uh, ok, a fost o glumă pentru... A fost doar o glumă, că după aia acum mi-am dat seama că am scos un porumbel, trece mai departe. La Șepși și Universitatea Creiova, ambele echipe în etapa precedentă au pierdut partidele, deci cu siguranță își doresc să își recupereze din puncte și ca să rămână pe loc de play-off și cei de la Universitatea Craiova ca să avanseze, pentru că cred că e veșnic discuție vis-a-vis -vis de obiectivele pe care ele au, investițiile pe care le fac și stagnarea, să zicem așa. Spuneam că sper să... -mi... mă rog. Mă gândesc că ar trebui să fie același playoff ca anul trecut, dar știți ce e interesant? Cu cât ne apropiem de finalul acestui sezon regulat, cu atât se strânge mai mult clasamentul în zona de playoff. Adică te așteptai ca Universitatea Craiova să nu fie la două puncte de ieșit din playoff, Sepsis să fie mai uh, securizată. Meciul acesta poate scoate, după etapa aceasta, una dintre cele două formații din playoff off ales. Dacă, bineînțeles, și celelalte din spate reușesc să-și câștige meciurile. Da. Pentru Eu, noi e foarte bine, corect. E palpitant cumva, nu? Că, că de la o etapă la altă se la, la play sigur, Cel puțin de la locul 5-6 spuneai un Locul 5 6. a fost cel care... Exact. nu ba, Da, But locul era cel care delimita. Doar pe ultimul loc, dacă nu mă înșel. Păi asta 6. zic, locul Acum 5 Acum și limita, diferența. e cu 34 de puncte, Liviu e la 2 puncte să iasă din play-off. Și are și gândește-te că, ok, Sepsi dacă ar fi câștigat la UTA, era un pic mai linișit, dar așa... Nu, e clasamentul e foarte strâns. Da. Dacă e batea cu Craiova, e batea acasă, că se a jucat rău la UTA. Adică Craiova... și, în exprimarea jocului n-au avut, n, n -au fost foarte bine. Așa cumva, bă, acum Craiova, da, și ei, o echipă la fel, rănită, o echipă care deci, de că nu se regăsește. Două puncte în cinci etape pentru ce CS Universitatea Craiova în momentul de față. Și apare ideea Eu cred aceasta... că antrenorul celor de la Universitatea Creva exact. Craiova joacă cu sabia deasupra capului. E, pe, e pe greu, greu să, să cred că încă un eșec mai poate să-l mai salveze. Dar întrebarea mea e, crezi că este o frântură de comunicare între Ivailo Petev și Lot Dacian? Adică, tu crezi că faptul că el vorbește mai mult bulgară poate și engleză? că am înțeles că vorbește și engleză, dar eu când îl văd la conferința de presă că vorbește în bulgară, cred că are o problemă să se exprime în limba engleză. Crezi că jucătorii au Merea, o problemă să înțeleagă translator. mesajul? Are translator. Da, dar A. e foarte greu și în timpul meciului și la antrenamente să oprești antrenamentul, să vezi ce zice translatorul. Nu cred, să... că, nu, că, cred că asta este... e problema. Cred că e vorba în momentul în care ai un discurs în fața camerelor. Cumva e o altă presiune. Știi? Și una e să faci două, trei, cinci greșeli că vorbim noi doi la telefon. Și cumva alta e să te simți că să simți presiunea că faci niște greșeli gramaticale într-o altă Dar nu mă timpă... refeream neapărat de greșeli gramaticale, păi de știu, cum dar... transmite mesajul hmm. și cum îl percep jucătorii. Eu nu am înțeles. Păi și... nu cred că, asta nu cred că se aplică aceeași a. rețetă și într-o situație și în alta. Că în fața camerelor te comporți într-un fel, că na, poate și noi avem, nu știu, cumva o altă atitudine. Și automat, din dorința de a nu greși sau din dorința de a nu avea presiunea asta, Prefer să fii safe. Dar eu nu cred că asta este problema, da, comunicarea între el, comunicare el și, și jucători. Pentru mine, nu știu, a rămas așa ca o dilemă. Meciul cu FCSB, să nu joci cu niciun vârf, n am Nici înțeles. Ce erau Eu vorbesc duelul... de Craiova care joacă acasă. Și ai doi ai atacanți. ce s-a întâmplat de Ai doi atacanți, ai doi jucători de num număr nou. După partida cu farul, în care apărarea pur și simplu a fost hăituită. Tot ceea ce a fost jucat în spatele celor doi fundași a fost letal. Gândește-te că Luis Munteanu a marcat și a scăpat de patru ori singur cu portarul. S-a gândit, numai, numai exact, nu mai în spatele, -a în spatele lor. S-a gândit: "Bă, cum îi opresc eu pe Coman, pe Olaru, pe Băluță, că vor juca la fel? Ce fac? Hai să mai bag un fundaș central, doar că din trei fundași centrale, ăla va nu faci unul de doamne ajută. Asta e problema în momentul de față." Pentru că mulți nu aveau minute, l-a adus pe Maldonado care nu știe campionatul românesc l-a aruncat în luptă. Și de aici a apărut fiasco. Nu am înțeles cu titularizarea lui Câmpanu, adică... Mulți care n-au jucat. Ci funda și fundașul dreapta, și Câmpanu, și Maldonado. E care Câmpanu e un nu juca la Ucluj, care a fost împrumutat, da? Și era rezervă. Juca și nu juca, da. Juca și nu juca. Într-un meci cu asemenea miză, l a aruncat titular. Eu cred că i-a fost frică, Liviu. I-a fost frică să nu pătească ce a pățit cu farul și ce a zis. Băi, măcar ai să nu iau gol și poate dau. Pe asta păi poate dau... da, dar și cu cine cu... să dai? Trebuie să... Da, trebuie să ai și cu cine și să faci și sistemul așa fel încât să pui presiune un pic pe adversar. Că până la urmă, asta, acum, Corect. Universitatea, trebuie duci la SIPS, te să câștigi. Ești echipă care ai pretenții de primele trei, nu? Crezi că va începe iarăși fără vârf? Nu eu cred. nu cred. În deplasare n-ai cum să, să ajungi fără vârf. Policie e de deja acolo, de la el pleacă, sau Marcovici. Asta am spus, adică eu aș fi văzut total al meci cu Universitatea Craiova cu un punct fix. Marcovici sau, sau, Colici. El a spus că vrea să facă o surpriză și să aglomereze în mijlocul terenului. Și a făcut. Cred că a, surpriza, a făcut, dar nu o pentru surpriza, el. <laughs> o surpriză neplăcută, în pentru, pentru, el. Da. Da, na, Așa a gândit tu el, poate așa da. a pregătit toată săptămâna. La, poate la antrenament le-a ieșit. Pentru că faci niște jocuri, școală, mai ales dacă schimbi sistemul. A fost mulțumit în curs săptămânii respective de ce -au, ce au arătat uh, jucătorii, și atunci a preferat să joace așa, dar. Da, eu te din întreb, păcate, te într o săptămână e? să pregătești un sistem de joc de asemenea complexitate, pentru că mi s-a părut că. Depinde de, de joc. Nu, nu, nu e neapărat de sistem, pentru că dacă ai jucători care că sunt inteligenți, poți să se schimbe, poți să joace foarte ușor două posturi. Dar nu teren, trebuie să te cunoști posturi. puțin ca echipă, Liviu, să poți să te cunoști, să joci ceea ce vrea. Să te cunoști. Ori, tu pe linia de fund, oamenii n-au jucat niciodată împreună. Normal că e o problemă și de omogenitate acolo. Nu, nu, negăm treaba asta, pentru că sunt jucători noi și e greu. Chiar dacă îi pui pe toți împreună, ok, unii n-au jucat, unii au jucat, unii vin doar ce s-au transferat, e foarte greu. Dar acum tu, ca antrenor, trebuie să cântărești toate chestiile astea, să vezi, băi, eu pot să joc așa cum vreau, eu să schimb sistemul de săptămâna asta de pe cealaltă post cu jucătorii ăștia noi pe care am. Că dacă nu poți, atunci mai bine, joci ce știi, și vezi pe parcurs ce poți să implementezi, că așa de pe o săptămână pe alta, uite că nu ți iese și lumea cumva își va pierde și răbdarea cu el. Am auzit destule voci în care au zis, domnule, dacă eram un antrenor român cu rezultatele astea, deja vorbeam că era deja dat afară. Acum văd că lumea are răbdare că e antrenor strâng, că e bulgar și că să vedem ce se va mai întâmpla cu el. Cert este că CSU Craiova reușește un 0-6 în dublă manșă cu FCSB, având doi antrenori pe bancă. Laurențiu că am camp 0-3 în Ghencea, Ivai Lopetev 0-3 la Craiova și îl demite pe Neagoie Alice, care abia este egalat la București pe final de FCSB. Asta apropo de ce înseamnă a considera un antrenor că este ghinionist. Sau cel puțin ăsta e motivul care ni s-a dat nou presei. Că de a, a fost ceva aplicat. plastic, să zicem. Așa După Neagoie po Potopul, iată mă că zic. Aia ce a fost cea mai mare greșeală la Craiovei, să-l dea afară pe Eugen Neagoie. Din punctul meu de vedere. Poate Acum vreau să vedem și altă fața celor de la Sepsi. Am vorbit numai de Universitatea da, Craiova. Da, bine, că... dar vine după prima înfrângere cu Bernstor pe bancă. Asta ar și ar zis, nu joacă da. Ștefănescu etapa aceasta. Pentru că este la cumul de cartonașe galbene, un jucător important în jurul căruia Unul dintre cel mai important juc. jucător exact. celor de la Sepsi. Am e greu să cred că Sepsi pierde acasă cu Craiova în momentul ăsta. Cred că se va duce spre un rezultat da, de egalitate. Cum arăta Craiova? Da, cum Sepsi la UTA, Poate să arate la, Bine, da, la infinit că așa. Jucători, cei de la Craiova au, jucători, au jucători de la mijlocul sus da. care poate să facă diferența dar la orice meci. în formă momentul de față de Bayram nu mai joacă nimic de vreo două luni. Da, dar Bayram a jucat o repriză la joacă. scos, nu da, înțeleg. Adică că nu își găsește locul acolo. Da, da, nu știu. Ok, ai 45 de minute. Nu poți în 45 de minute, poate, la fiecare meci să demonstrezi că nu mi s-a părut că a fost cel mai slab de pătereni în meciul, de exemplu, nu, cu FCSB. Dar are de atacant și de a scos? te întrerup o secundă ca să faptul că s-a marcat, a marcat da. Uh, poți să te uiți în previzualizare acolo să Ia fă, a... să vezi că este 1.0 <laughs> pentru Poliaș. Eram convins că de Botoșani și e Șiu. Deci e clară treaba. Și de aceea ne-a zis. Dar stați de vorbă de, adică bine, am așteptat să vă terminați ideile, dar burtiera era deja pe ecran și mă gândeam dacă o, dacă o observă cineva. Nu am observat-o. Eram atent aici la la discuția s-a încins discuția. <laughs> Mă, da, că mă dau mai încolo. Da. Ce mi-ai spus? Nu, vorbeam cu... Înainte de, de a intra în emisiune, vorbeam de această partidă Botoșan cu Poliaș. Și eram sincer, Dacă chiar Botoșan eram... pierde, la revedere. Față de, de și Botoșan. Și ce să mai zic? Da, Dinamo care mai e un pic pe acolo. la Botoșan, deja nu poți să bați ea și acasă pe care vrei să-i bați sub tine. Ce așteptării? Crezi că îi bați în playout? Hai că vedem o dacă se mai schimbă se scorul, eu vă anunț. Sau mă rog, te vă ruc. uitați pe burtieră și vedeți că poate se, poate se schimbă, că nu vreau să vă întrerup. Că... Doar dacă are, are vizibilitate directă către <laughs> monitor, noi ar trebui să ne întoarcem, să nu... A, o luat ce greu să te... Suntem prinși și... Aici în discuție, da, da, corect, așa este. Hai să trecem mai departe. Voluntari și Herman Stad. am stat uh, de vorbă foarte puțin și ieri despre această partidă. Voluntari care vine cu un, antrenor nou pe bancă, Nicolae adică acum ce așteptări să ai așa de la o zi la alta, mă rog, mult spus de la o zi la alta, că meciul este totuși luni, dar automat trebuie să stângă puncte pentru că nu sunt pe un loc foarte fericit. Zimi părerea despre noul antrenor. La acest meci nu cred că poate să facă prea multe, pentru că abia a semnat. Adică... Deci după aia poți să scrionezi o părere despre... Da, ce ar putea să facă în două... Mi-e greu să cred că vine să schimbe sistemul. Nu știu, să mai pun 200 de întrebări. O să-mi pui chiar 300, nu-i problemă, că le, le rezolv pe toate. Uh, Hermannstadt, o echipă bună. Foarte bună. E echipa pe care tu ai ales-o, da. A, ah, ok, da. Este echipa pe care eu am ales-o acest sezon. Dar cu schimbarea de antrenor... Nu o să se vadă acum clar la voluntari. Voluntari e o echipă care... Da, știi arătat... cum e, cu schimbarea de antrenor, toți jucătorii își doresc să demonstreze, să arate, demonstreze, da, să arate. Că știi, doamne, să toți pleacă titulari. de la zero, dar până la urmă, voluntariul, eu știi cum e, a arătat bine la CFR la începutul meciului. După aceea a avut problema aia, căderea în care nimeni n-a înțeles-o cu greșelile care s-au făcut acolo pe fond. Da, dar până în minutul 60, nu, sau 60 și Arat când s-a marcat al doilea gol, a fost totuși de la egal la egal. Aduți aminte că în prima repriză a mai avut două ocazii. a luat goluri în 3 minute, de deci. Da, bine, două validate validade, da. Unul nevalidat, că a fost un opțai la limit acolo, dar să iei trei goluri în trei minute, eu Deja, mai, cu trei fundași pe fund, atenție, trei fundași centrale. Deja da? era o degringoladă acolo. După păi. ce ai luat a, gol... Păi și ce faci? Cedezi cum ai luat un gol? Nu e vorba de cedat, e vorba că pă, aici ține și de jucători să știe. Pentru că, în, ori, în momentele alea, nu are el ce să, ce să facă el de pe bagă, să înceapă să urle, să strige, să facă ce... Tu, acolo, ca, tu ca jucător, toți care sunt pe linia de fund, mijlocași centrale, cumva trebuie să te strângi, să poți să... Chiar dacă ai luat un gol, dar nu mai e încă două goluri în trei minute să cazi în felul ăsta. E vorba și de experiența jucătorilor și, nu știu, de maturitatea lor, de... A, ține și de lucrurile astea. Că antrenorul ce să facă atunci? El îți pregătește meciul toată săptămâna. Dacă tu arunci de la margine, la, lași mingea să curgă și ajungi la unul la un, locul un no, Acolo n-a fost ce -ai tu ce asta. să faci. Asta zic. -o adică o să jucători. antrenorul bate un asemenea aut. <laughs> E clar că nu. Nu, a acum, fost vina ei. Da, până la urmă, dică da. Începe acest mandat la voluntar, dar începe cu, cu un meci foarte greu. Începe bine, cu hermaștre. Dacă mă întreb, pe mine, pentru un voluntar, toate meciurile sunt grele, La fel ca și Botoșan, la fel ca și Dinamo, adică cu oricare ar fi jucat. Da, voluntar da, nu arată bine în momentul de față. Ți-ai dorit să nu joci contra unei echipe care își propune sau își dorește. Da, Totul joci acasă, da? Aia, acum cu toate că este echipa mea pe care am ales-o anul ăsta, totuși nu este o forță să spui, nu știu, un FCSB, să spui că ai dat peste un CFR, că ai dat peste uh, Craiova, chiar vine, dacă este... Vine Balaure. Da. Și? Balaure și știi că în momentul în care marchează Balaure, Hermașter nu pierde, nu și mai e un aspect, când dă un gol, îl dă și pe al doilea. <laughs> dacă te uiți, când dă Balaure gol, mai Toate un. Știu, Ioane, bravo. Mai un aspect interesant, Dică are două înfrângeri și un rezultat de egalitate împotriva lui Marius Moldărășan. Iar obiectivul pe care el și l-a propus, și vreau să întreb pe și de aceea dacă este fezabil, este locul 8. Cu cine? voluntari. Locul 8? Da. Eu zic să salveze de rugădare până la dată voluntariu, că nu arată bine deloc. Și după aceea, după... Bine, acum nu știu care e diferența de puncte între... Între locul voluntari punct, și... Cred că șapte puncte sunt între locul 8 și locul 14. Cât e Avem voluntari. 25 și 32, da, 7 7 puncte. 7 puncte da. Nu sunt multe, dar dacă tu nu poți să dai gol... Nu sunt multe, dar mai sunt niște echipe Exact, între mai ești. sunt vreo 5 da, puncte el. Nu? 3-4 echipe. Nu o să fie ușor. Nu o să Pare ușor. un obiectiv îndrăznesc, dar este bine să-ți propui lucruri mărețe, că așa dacă îți propui să rămâi pe loc de baraj, să te salvezi prin baraj, e posibil Cine să îmi cazi. Cine se pare foarte ok cum a pus problema? Adică decât să fi venit și să, să spună obiectivul este salvarea retrogradare. dar tu ai zis că nu schimbă sistemul. El nu a jucat niciodată cu 3 pe fund. A jucat mai în 4-3-3 sau 4-2-3-1. Rămâne cu 3, așa cum obișnuia voluntariu, să și pune filozofia lui în practică. Cum vezi? Sau aflăm răspunsul? N-am fost la După, bine, voluntariul n a jucat numai cu 3 pe fund. A jucat, dar marea majoritate... Au jucat și în 4. Au fost e meciuri da. în care au jucat în patru. Adică, poate să joace în patru. Adică, e ca, nu e ca și cum dacă va juca cu patru pe fund de echipa peste cap exact. și nu mai știu cum să stea în teren. Nu e. Dar are doi fundași centrali lenți, de aceea, despre care noi am mai vorbit și e foarte ușor să parte... joci minge peste ei că nu te mai foarte chide. mult atunci, poate schimbă mijlocașul central numărul 6, da, care joacă în fața apărării. Se coboare el între fundași. Exact. Pe construcție mai mult asta. Da. Da. În contextul schimbării ați vorbit doar de fece voluntar, dar de Hermannstadt nu mi-a zis nimic. Eu am spus de Hermannstadt, colega mea. Da. Că e echipa pe care tu ți-ai ales-o. Și a spus și colegul meu că când marchează balaure, balaure mai marchează că... Fradam. Pe asta a luat-o de la Ionel, că și Ionel era cu Sine. ieri, nu? i așa, l-a pomenit pe balaure de șapte ori. Da, zice că e un jucător important. Eu nu văd Sibiu să vină să se apere la voluntari. Eu cred că va marca, dacă mă întreb pe mine, Important este cum va reuși voluntar să gestioneze acest meci. Și eu spuneam că, din punctul meu de vedere, cu doar trei antrenamente și un rezultat de egalitate împotriva Sibiului ar trebui să fie considerat un pozitiv, chiar dacă la conferința de presă, din ce am înțeles, ar fi trasat Nicolae adică un obiectiv de șapte puncte în următoarele trei meciuri. Vom vedea! Din, este ce ai, din ce ai înțeles, ne ai văzut ieri conferința de presă, în emisiune. Te uitai după fete? Zi nu, am auzit și am și citit. Am văzut mm. conferința pe mai multe canale de televiziune, mă documentez din mai multe surse, Alice. A, pentru că... Da, Vinim trei ca un jurnalist. Exact, <laughs> pentru <laughs> că puteam noi să tăiem la montaj conferința și să punem vorbele al cuiva altfel, nu? Da, eu mi impar viața și cu alte televiziuni. <laughs> 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 nu doar cu noi, dacă Metropola TV ar da meciurile din Superliga, m-aș uita doar aici. Am înțeles, bine. Deci după, o anumită oră schimbi... Oi la basket. Când dă meciuri de basket Metropola, când dă Liga 3 unde mai și comentez, văd și meciuri în reloare, deci... Am înțeles. Eu știu, eu știu că ești cu minte, gata. Nu, nu mai Are chiar și un tatuaj pe M. Umărul stâng. Auzi, cine a scris și nouă, și nouă numele, dacă pleacă vreunul dintre noi, ne taie, scrie pe următorul. Da, hai să vorbim și de ultima partidă. FCSB și Farul Constanța, o partidă foarte interesantă cu siguranță. FCSB care își dorește să mărească diferența și să-și asigure prima poziție, nu-i așa, până la, la, final. Farul trebuie să-și țină locul de play-off, că așa cum spuneam, diferența nu e chiar atât de mare. 36 de puncte? Nu, și un meci, cred că, de ambiții. Pentru că știm foarte bine că Hagi mereu are ambiții. Și mai personale de... și mai profesionale. Da, Hagi mereu vrea să bată pe FCSB-ul, pentru că, nu, echipa care este mult superioară din punct de vedere al bugetului și unde Hagi reușește să facă rezultate cu buget de trei ori mai mic. Așa că... Și au și un început bun cei de la Farul Constanța. Început, acum. Și program de greu. Joci cu ambele Craiove, reușești să le bați și acum vii la București ce ar însemna să nu pierzi. Să vii cu... Eu zic că nu pierde Farul la FCSB. Eu zic că nu pierde și și de ce? Pentru că FCSB-ului lipsește cel mai bun om din punctul meu de vedere, și poate și cel mai bun inter din întregul campionat, Darius Solaru. Și este un examen pentru FCSB să vedem cum arată echipa fără el, pentru că am văzut cum arată cu, fără Coman, dar nu este concludent, pentru că ai bătut tuta 4-0, o echipă care nu s-a prezentat la București la fel în care a jucat, dar acum fără Olaru întâlnești un adversar extrem de puternic și vreau să văd cum vor fi reașezați jucătorii de atac, astfel încât să-i suplinească absența. Pe tu pe cine vedea în locul lui? Pe Băluță. Să joace în mijloc? Da. Băluțuși, că nu Bolu să mai vârf. Păi, și atunci pe cine pui acolo? <coughs> nu o să fim niciodată antrenor Ioane. <coughs> păi, ai posibilitatea să-l pui pe Babal Hasan, dar automat, din punct de vedere ofensiv, pierzi puțină inventivitate, pentru că vei avea... Dar Alexandru. cu ce, te ajută pe tine, cu ce te ajută pe tine Băluță? Îl joc în fața celor doi închizători. Joc un 4 păi 2 1 3 Păi când acolo? Păi, el nu poate <coughs> să face în spatele vârfului. Păi și să joci cu doi închizători? Da, cu Lixandru și Șut, păluță ușor avansat și o linie de trei. Coman, Felipe și Miculescu. -nice. Hai să vedem să dacă joacă așa. Să joace acasă. Să în... o provocare cu mine ca așa va juca? Da. Da? Bine deci, deci Lixandru, Șut, în fața lor puțin băluță și linia de trei, Coman, Miculescu și Luis Felipe. Te de sun... sun... Joacă Miculescu, Coman, după ce a dat gol, joacă... Păi nu are al vârf. Com Companiul pleacă. Te sun luni seară, da? cu cameră, să-ți văd și fața. Poate joacă Băluță vor fi atent. Da, există și posibilitatea să joace Băluță Vârf și atunci să fie Babal Hasan, dar pierd din inventivitate, va avea un mijloc greoi, care nu va crea... nu recuperează, nu e... Păi nu va avea rolul acesta de recuperator. E... Olar nu recuperează? Da, dar sunt jucători de profil diferit, doar... Păi, Babal Hasan, eu cred că e de 10.000 de ori da, mai dar nu are, bine să joace nu are acolo fantezia decât... ofensiva lui Băluță, Babal Hasan. Iar la FCSB a jucat de parte de poartă. Vor avea nevoie de un jucător care să lege puțin compartimentele. Cepțin puțin așa văd eu. Nu te contrazic pentru că nu știu exact cum va juca, dar eu, eu cred că, că așa va tot juca. Tot în dreapta, părerea. Vin Oliviu cu a treia variantă ca să aveți trei posibilități. Și lui Felipe, iarăși să... număr nou, să-l scoată după 40 de minute? Dacă îl scoate a doua oară după 45 de minute pe lui Felipe Se rezilează contractul. S-a terminat. Exact. Îl trimite acasă. Ei, mai dă, mai dă niște șanse. Nu Cum să juci joci cu Luis Felipe cu spatele la poarta număr 9 când el are 60 de kg și 1,75 m? Nu, tot în... Și vei juca lângă Larie și lângă Mihai Popescu, care sunt tot de în două bandă ori. cred eu. că da, jucat. pe nu știu dacă de tot. Pe Vârf. Asta e interesant. Acum... Miculescu intră și marchează și cu UTA și cu Craiova. Atenție! două goluri consecutive, cum n-a reușit de când a venit la FCSB. Tu care l-ai contestat uh, un pic pe Și noi l-am contestat, pe Alex, pentru că se la, la, mai el -am, de la el. Să zic așa, am auzit de mai multe ori Da, și în uh, continuare l-aș contesta, pentru că la ce bani s-au dat pe acest jucător? Eu nu că e, e două goluri. de ace. Încă are acest alibi al vârstei. Okay. Are 21 pic de ani. Eu vorbesc strict de banii pe care s-au dat pe el. Corect, dar nu este vina lui că s-au dat atâția bani pe el. Da, da. Dacă nu s-ar fi dat banii ăștia, nu cred niciodată că l-ar fi așteptat atâta timp. Aduți aminte de alți jucători care s-au dat sume mult mai Când mici? Câți s-au dat pe tine ca să juci la ori 500.000? de mii? Nu. Și ai jucat de 500 de mii sau ai jucat prumut? de mai mult? Am fost împrumut. Nu știu suma. La așa. fel. Uite, am, vorbeam cu Liviu în 2010, l-am întrebat, ai marcat două goluri împotriva rapidului Ștefan cel Mare. Câți bani s-au dat pe tine, Liviu? Nu, Și ai jucat? Deci nu neapărat e de vină jucătorul că cineva cere 2 milioane pe el. Nu, ideea este că. E clar că dacă nu se dădea suma asta, nu juca asta. E clar că domn' Becali știm foarte bine că vrea să maximizeze păi, tot. că a fost azi, lucrul ăsta s-a întâmplat și cu frunele coman. Da. Pentru că da. în momentul în care s-au dat suma aia de transfer, s-au foarte, foarte multă răbdare cu coman. Dar Vreau să spun că sunt jucători pe care se dă o sumă mare și joacă bine jucătorul respectiv, ze două sumă mică, joacă mai mult decât s-a dat pe el, deci banii aceștia poate nu reflectă neapărat cum joci tu, deși pot reprezenta da, da, o presiune. Ok, și noi acum ne așteptăm să vedem un pic mai mult de la David Niculescu. Okay, hai să am vedem dacă intră. Poate lăsăm suma de transfer la o parte, dar te aștept și tu de la el să vezi că, ok, a dat două goluri dar hai să vedem că face un pic diferența când intră în teren. Chiar dacă joci 30 de minute, chiar joacă, dacă joci 20 de minute, hai să faci ceva da, în acel totuși alea când este intre. de un an de zile la ei. Deci nu, nu mai e să zici că a venit acu' două Așa etape e. și nu s-a acomodat e, da. și nu cunoaște echipa, Asta, nu cunoaște corect. lotul. Nu, are de acum de încolo zile, de trebuie de. să fie și o presiune pe el, pentru că uh, am, am văzut multul, ah, că are răbdare, că are timp, că e tânăr. Nu, 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 trebuie să intri să arăți ceva. Nu știu ce faci. Ok, cum a intrat acum? Intri, dai gol. intră dai pas de gol. dai Schimbi jocul, faci ceva. Pentru că trebuie să-ți arăți tu calitățile un pic. Nu s-au dat banii pe tine ca să i mingea, să o poatezi dinapoi cu latul, să o dai... Asta poate să fac oricine. Da, am văzut din punctul ăsta de vedere. Păi, vezi, Ionuț, cere scuze. Nu, păi. Eu spuneam că pe voi nu s-au dat bani și ați jucat de patru ori mai mult decât dacă s-ar fi dat 500 de mii, 600 de mii. Păi nu, da, e vorba și de ați de intrat bani. și ați dat goluri și în derbiuri Stai, și în puțin. Europa. Ionuț, și... acum ține de tine ca jucător. Da. Măi, e vorba de presiune pentru că uh, el sper să fi înțeles chestia asta, dar în momentul în care un jucător care, hai să zicem, la 20 și un pic de ani încă ești considerat tânăr, cu toate că nu mai e tânăr. Uh, trebuie până să faci ceva. În România. Da, la noi, da, să zic, la noi, la, la 20 de ani, gata, bă, are timp, nu e problemă, mai are 5-6 ani până ajunge da, la, da, da. da. Aia la 5-6 ani deja să lasă pe afară, mă ajung la 26-27 de ani. Deja sunt, până încărcați, până. sunt încărcați, mm -hmm. conturile exact. sunt Deci el cumva trebuie full. să să conștientizeze și mă bucur că a început așa, uh, uh, acum, meciurile astea, pentru că trebuie să arate altceva. Trebuie să arăți, nu mai poți, gata, că domne, nu m-am acomodat, că n-am, nu. Trebuie să arăți calitate pe intri și faci diferență. Da, e greu dacă nu... Eu, unul, sincer, m-aș fi așteptat să-l să, să dea împrumut anul ăsta. Eu, unul, dacă aș fi fost în locul lui, asta... Pleca Da. Un an de zile sau șase luni, măcar, să mă duc să joc meci de meci. Pentru că este și foarte greu pentru el să joci 10 minute sau să joci 30 de minute. Chiar dacă doar te antrenezi, nu? nu? e de ajuns. Asta am spus. Știu că nu mai avem timp, colega noastră acum o să spună, nu? Eram aici toată, cu toate mâinile, cu toate semnele, e weekend pentru toată lumea de aceea, deci putem să împachetăm și să plecăm. Mulțumesc pentru prezență, ne vedem săptămâna viitoare de la 17. Rămâneți cu Metropola TV?